Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vom vorbi despre diplomația secretă din Orientul Mijlociu Larg. Este o astfel de mișcare începută în 2023. Chiar pe frontul acestor războaie care se derulează acolo, în Gaza și amenințările Teheranului la adresa Israelului. Deci amenințările Teheranului la adresa Israelului au determinat o rafală de diplomație occidentală pentru a evita un război total în regiune. Administrația Biden a trimis în această săptămână diplomații înalți în Orientul Mijlociu pentru a convinge Israelul și Hamasul să accepte un acord de încetare a focului pentru a opri războiul din Gaza și pentru a detensiona spirala actuală care se îndreaptă către un multifront de război. Astfel, Brett McGurk, Monseigneur Moyen Orient, cum l-au botezat francezii, cel mai important oficial al Casei Albe pentru Orientul Mijlociu din Consiliul de Securitate Națională, este la Cairo. Urmează să se îndrepte spre Doha, unde se vor întâlni William Burns, șeful Mossadului, șeful serviciilor din Egipt, cu primul ministru al Qatarului, să discute acest acord de încetare a focului în Gaza. Hamas nu va fi prezentă, dar a declarat că vor discuta după cu negociatorii, în cazul în care se face un pas înainte. Tony Blinken, secretarul de stat american, și-a anulat vizita în Orient, datorită iminenței unui conflict Israel-Iran. Amos Holstein, cel mai înalt reprezentant al administrației Biden în domeniul energiei și negociatorul principal pentru detensionarea unui potențial război între Hezbollah și Israel la granița de sud a Libanului, este și el în regiune. Vom afla în curând cum vede Iranul toate aceste mesaje mixte ale Statelor Unite de a folosi mai multă diplomație, sperând să descurajeze războiul care stă să înceapă în Orient. Israelienii au o idee mai clară despre ceea ce funcționează în acest, hai să-i zicem, cartier rău. Dați-ne instrumentele mai repede și vom termina treaba mai repede, a declarat primul ministru Benjamin Netanyahu Congresului SUA în iulie, referindu-se la Hamas. Iranul înțelege puterea și hotărârea occidentală și ambele sunt esențiale pentru orice diplomație de succes, dar și face ceva pentru a veni în întâmpinarea ei, Putin și conflictul din Orient. Putin nu se luptă numai în Ucraina. Putin are foarte multe fronturi deschise. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a găzduit pe omologul său palestinian, Mahmoud Abbas, la Moscova, pentru discuții despre războiul din Gaza și cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu. Liderul palestinian a sosit luni seara, 12 august, la Moscova, pentru o vizită de 3 zile la invitația lui Putin. Abbas a vizitat ultima dată Rusia în noiembrie 2021, timp în care s-a întâlnit cu Putin la Sochi. Cei doi lideri s-au întâlnit din nou în octombrie 2022, în cadrul conferinței privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia desfășurată la Astana, Kazakhstan. Conform agenției oficiale de presă a Rusiei TASS, Putin a purtat 3 conversații telefonice cu Abbas de când a izbucnit războiul din fâșia Gaza în octombrie anul trecut. În februarie, Putin a dezvăluit că țara sa lucrează pentru a asigura eliberarea celor care au fost luați captivi de Hamas. Nu s-a întâmplat nimic. Între timp, Rusia a găzduit de mai multe ori fracțiuni palestiniene din octombrie 2023 ca parte a eforturilor sale de a realiza reconcilierea internă palestiniană. Cel mai recent, în martie 2024, delegația de la Fatah, pe care Abbas o conduce, Hamasul și Jihadul Islamic s-au întâlnit la Moscova pentru discuții menite să pună capăt diviziunii palestiniene. Pe 26 octombrie 2023, o delegație de rang înalt a Hamas, condusă de șeful pentru relații internaționale al grupului, Musa Abu Marzuk, a călătorit la Moscova, unde s-a întâlnit cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Mihail Bogdanov. Din 9 martie 2024,
Hamas a trimis o delegație la nivel înalt în capitala Rusiei pentru discuții cu ministrul de externe Sergei Lavrov. Vizita lui Abbas în Rusia săptămâna aceasta vine pe fondul tensiunilor crescânde în regiune, înaintea unui răspuns așteptat al Iranului la asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, la sfârșitul lunii trecute. Ce ne spun mail-urile? Multe vești circulă pe mail-uri, unele pe care le-am văzut primite de la foștii mei colegi de la Washington. Îmi spun că oficialii americani cred că Israelul nu s-a așteptat la represalii directe atunci când a atacat câțiva comandanți de top ai Corpului Gărzii Revoluționare Islamice care vizitau Damascul în aprilie 2024. Dar Iranul a ripostat mai târziu, în aceeași lună, la 12 zile, un baraj de peste 300 de rachete și drone. Din fericire, cele mai multe dintre rachete, drone, au fost interceptate, iar atacul a făcut puține pagube. Președintele Joe Biden, alături de liderii Egiptului și Qatarului, care au fost partenerii săi de mediere, au cerut zilele trecute reluarea negocierilor pentru a elimina toate decalajele rămase în acord. Dar nici oficialii administrației nu sunt siguri dacă această invitație va atrage părțile către un acord final sau va atrage o respingere care ar putea declanșa un conflict larg. Cu toate acestea, cel mai important lucru este că Statele Unite caută să controleze răspunsul Israelului la un atac pe granița de nord cu Hezbollah, dacă acesta va avea loc. Strategilor le place să vorbească despre scări de escaladare, ca și cum ar putea vedea fiecare treaptă și măsura fiecare pas. Ar trebui să fim cu toții îngrijorați de faptul că regiunea se mută într-un teritoriu cu adevărat necunoscut. Statele Unite au încercat să oprească acest război, dar ar putea fi atrași în același timp în el. Sunt tot felul de alegații pe mail-uri. Spre exemplu, una mai des vehiculată este răzbunarea Iranului pentru moartea lui Soleimani. Statele Unite se confruntă cu o serie continuă de amenințări cu represalii pentru a răzbuna asasinarea din ianuarie 2020 a generalului major Qasem Soleimani, șeful forțelor Qud din Iran. La fel ca Haniyeh, Soleimani a fost o țintă a oportunității, ucis de un atac cu dronă americană în timpul vizitei la Bagdad. Khamenei a jurat personal răzbunare pentru Soleimani, așa cum a făcut cu Haniyeh. La aniversarea morții lui Soleimani, Khamenei a spus că cei care au ordonat asasinarea vor fi pedepsiți. Iranul a desfășurat de atunci comploturi repetate de asasinat în interiorul Statelor Unite, fără succes, potrivit documentelor Departamentului de Justiție. Cel mai recent scenariu dezvăluit de Departamentul de Justiție, pe 6 august, este datorat arestării unui pakistanez, pe numele său Asif Raza Mershan, care a orchestrat un complot pentru asasinarea unui politician sau unui oficial guvernamental american pe teritoriul SUA, declară departamentul. Potrivit mail-urilor presei, dar și a datelor furnizate de Departamentul de Justiție, ținderea americană ale campaniei de răzbunare a Iranului au inclus mulți oficiali americani de rang înalt care au fost implicați în planificarea operațiunii Soleimani sub administrația Trump. Țintele presupuse îi includ pe John Bolton, Robert C. O'Brien, succesorul lui Bolton în calitate de consilier pentru securitate națională, Mark T. Esper, care era secretarul apărării la acea vreme, și generalul în tragere, Kenneth Frank McKenzie, care a fost șeful comandamentului central al SUA în acea perioadă. Așa că în Orient lucrurile se judecă diferit de cum privim noi aici în Europa, iar americanii rare ori scot la iveală faptele din umbră, în primul rând pentru a-și proteja sursele. Iranienii fac exerciții de pregătire cu militarii. Dacă diplomația eșuează, administrația Biden pariază că poate repeta vrăjitoria defensivă care a deviat atacul iranian cu rachete și drone din aprilie. Pentagonul a trimis ceea ce oficialii spun că este cea mai mare forță militară trimisă în regiune în ultimii ani, inclusiv două portavioane, multe distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-22 și un submarin de atac care transportă rachete convenționale puternice BGM-109 Tomahawk, care ar putea devasta orașele Iranului.
Pericolul de această dată este că Iranul ar fi putut învăța din eșecul său de a pătrunde prin apărarea americană și izraeliană din aprilie și a conceput noi tactici. Iranul ar putea de asemenea spera să-i copleșească pe apărătorii izraelieni, combinând barajul său cu un atac cu rachete și mai mare din partea Hezbollah din Liban, precum și cu atacuri ale forțelor proxy din Irak, Siria și Liban. Orientul Mijlociu de astăzi este ca și proverbialul șir de domino. Odată ce cineva cade, ar putea declanșa o cascadă care ar mătura regiune. La ora actuală, Iranul a încheiat o serie de exerciții militare, atât terestre cât și naval. Astfel, forțele navale ale armatei iraniene au efectuat exerciții în Marea Caspică, în largul orașului Astara, din provincia Gilan. În timpul exercițiului au fost atacate ținte ipotetice. Exercițiul a fost al doilea efectuat de Iran în mai puțin de o săptămână. Vinerea trecută, Corpul Gărzii Revoluționare Islamice a început exerciții militare în provincia vestică Kemar Shah, aproape de granița cu Irakul. Pe 13 august acestea s-au încheiat. Ce fac izraelienii? Armata spune că a fost deja aproape de Sinvar, cel puțin o dată, omul lui Hamas, acum, după preluarea unui tunel pe care Sinvar îl părăsise cu câteva minute mai devreme. O mâncare caldă neterminată a fost găsită pe masă. A fost complexul Sinvar și el a fost acolo cu câteva minute înainte să ajungem noi, a declarat pentru Channel 12 News săptămâna aceasta generalul de brigadă Dan Goldfuss, comandantul diviziei 98. Armata israeliană continuă să-l vâneze pe Sinvar. O înțelegere pentru eliberarea zecilor de ostatici pe care îi ține din 7 octombrie i-ar putea câștiga timp, fie cu încetare îndelungată a focului, fie cu încheierea războiului. Dar Sinvar este o țintă alergând, țintă vie alergând, cum spunem noi militarii, când facem antrenament pe puținte în poligon. Am spus la început de diplomația secretă din spatele scenei Orientului Mijlociu. Păi să vorbim despre ea. Arabia Saudită și Statele Unite desfășoară negocieri complexe pentru a ajunge la un acord tripartit care să includă normalizarea relațiilor dintre regat și Israel și degradarea relațiilor saudit-chineze în schimbul unui angajament clar de securitate americană față de Riad, un ajutor în ceea ce privește programul nuclear civil al Riadului și un fel de rezoluție la problema Palestinei. Într-adevăr, în primele luni ale anului 2023, Riad a cunoscut o diplomație intensă la nivel înalt care viza obținerea unui astfel de acord. A intervenit 7 octombrie 2023 și discuțiile s-au redus ca intensitate, dar nu s-au oprit. Regatul a solicitat garanții oficiale ale SUA pentru apărare, precum și accesul saudit la armamentul american mai avansat, în schimbul opririi achizițiilor de arme din China și restricționării investițiilor Beijingului în țară. În cele din urmă, anul acesta, SUA ridică restricțiile privind vânzarea de bombe către Arabia Saudită. Ridicarea interdicției armelor din 2021 reflectă rolul central al Arabiei Saudite pentru politica Biden în Orientul Mijlociu. Livrările vor include 3.000 de bombe cu diametru mic și 7.500 de bombe Paveway 4. Această bombă este o armă avansată și extrem de precisă. Este o bombă ghidată, echipată cu cea mai recentă tehnologie de orientare a poziționării globale. Paveway 4 este o bombă de precizie de 24 de ore din 24, cu costuri reduse pentru orice vreme, capabilă să distrugă majoritatea țintelor de uz general, reducând în același timp, în mod semnificativ, daunele colaterale. Bombe care au fost în așteptare de când președintele Biden a oprit transporturile în 2021 din cauza războiului de pedepsire al Arabiei Saudite din Yemen. Transporturile subliniază încercările Casei Albe de a curta Riadul, sperând că legăturile mai strânse cu regatul bogat în petrol vor aduce dividende în ultimele luni ale administrației. Administrația Biden a elaborat un tratat de apărare cu Arabia Saudită și a discutat despre planuri de a oferi asistență pentru ca regatul să poată obține energie nucleară civilă. Casa Albă are nevoie de ajutorul Riadului în eforturile sale pentru încetarea focului în războiul din Gaza
și încearcă să negocieze un acord de recunoaștere diplomatică între Israel și Arabia Saudită. Riad Or are o voce influentă în lumea islamică. Într-adevăr, urmând conducerea celorlalte patru state arabe care au semnat acordurile Avram în 2020, Arabia Saudită ar putea fi următorul stat membru al Ligii Arabe care stabilește legături diplomatice cu Israel. Datorită proeminenței regatului într-o lume arabă musulmană, totuși profunzimea și influența pe care o avea normalizarea dintre Arabia Saudită și Israel ar avea un impact mare. Milioane de musulmani din întreaga lume văd pe regele saudit Salman bin Abdul Aziz drept gardianul locurilor sfinte Mecca și Medina din regiunea Hejaz. De asemenea, Arabia Saudită se prezintă drept unul dintre cele mai influente state arabe și musulmane din lume, lucru care se vede și prin faptul că la 1 ianuarie 2024 a intrat în BRICS cu Egipt și Emiratele Arabe și este cel mai mare exportator de petrol, exportând 14,5% din petrolul mondial în 2021. Când au început negocierile secrete? Cum spuneam la începutul anului 2023, între Arabia Saudită pentru a realiza normalizarea oficială între ambele state, Statele Unite acționând ca mediator. Până acum, Arabia Saudită s-a ferit de la recunoașterea în principal din două motive. Primul se datorează tranziției care s-a produs în ciclul electoral dintre administrația Biden și Trump. Mohammed bin Salman a ezitat să ia măsuri în acel moment, deoarece s-a gândit că ar putea folosi acordul mai târziu pentru a consolida relațiile cu noul guvern al președintelui ales Joe Biden, cu care MBS era dornic să construiască relații. Celălalt motiv principal este că Salman bin Abdelaziz a fost reticent să se angajeze public cu Israelul din cauza palestinienilor. Inițiativa arabă de pace din 2002, unde Salman bin Abdelaziz este unul din cei mai mari susținători, afirmă că normalizarea poate avea loc numai atunci când Israelul părăsește pământurile pe care le-a ocupat în timpul războiului de 6 zile, permițând înființarea unui stat palestinian, așa cum se prevede în acordurile la Oslo. Și totuși, obiectivele lui Salman pot fi sprijinite de Israel. MBS are ca obiective principale diversificarea economiei Arabiei Saudite, îndepărtarea acesteia de dependența de petrol și stabilirea unei politici de securitate cu accent principal pe apărarea față de Iran. În ce privește diversificarea economică, în ciuda nerecunoașterii, există deja investiții private israeliene pe piața energetică a Arabiei Saudite. De exemplu, compania SP500 din Herzliya, SolarEdge, cotată la bursa din New York, urmează o societate mixtă cu Ajlan & Bros Holding din Riyadh pentru a dezvolta energie regenerabilă. Societatea mixtă, conform unei declarații a celor două corporații, este înființată pentru a sprijini energia regenerabilă inteligentă din Arabia Saudită, în conformitate cu proiectul Vision 2030 al regatului, care intenționează să înlăture, cum am mai spus, națiunea de dependența de petrol prin diversificarea surselor de venit. În afară de aceasta, la summitul G20 din septembrie 2023, președintele Joe Biden a anunțat că India, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Emiratele Israelul, Franța, Germania, Italia și SUA sunt în negocieri pentru crearea unui coridor India-Orientul Mijlociu Europa, IMEC. Acest coridor are încurile fibră optică, conducte verzi de hidrogen și conectarea diferitelor zone economice exclusive. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acesta a fost un proiect de cooperare cel mai mare din istoria noastră. Țara noastră, Israel, va fi un nod central în acest coridor economic, căile ferate și porturile noastre vor deschide o nouă poartă din India spre Orientul, prin Orientul Mijlociu, către Europa și înapoi, a declarat primul ministru israelian. Un astfel de proiect poate fi cel mai bun impuls pentru recunoașterea Israelului de către Arabia Saudită, în principal considerând că acest lucru ar presupune că Arabia Saudită ar avea acces la achiziționarea cu ușurință din zăcăminte de gaze naturale care au fost găsite în estul Mediteranei. În același timp, crearea acestui coridor face ca SUA să fie mai interesate
această normalizare să devină o realitate, având în vedere că Narendra Modi îl vede ca o alternativă la inițiativa Belt and Road, care slăbește influența Chinei asupra Orientului Mijlociu. Câteva concluzii. Ambii actori regionali, Iran și Arabia Saudită, concurează pentru a genera sfere de influență în spațiul lor vital comun, profitând de situații instabile. Nu există lipsă de astfel de situații în Orientul Mijlociu. Primăvara arabă a oferit ambilor actori posibilități suplimentare, declanșând confruntări militare în Siria, Liban, Yemen și Iran. Atât Iranul cât și Arabia Saudită luptă pentru conducere regională, influențe și cote de putere, precum și pentru ierarhia legăturilor de vecinătate. Prin urmare, politica lor externă s-a schimbat pentru a fi mai asertivă. Conceptul de semilună șiită ajută la înțelegerea acestei competiții. Acest concept se referă la un spațiu geografic din Orientul Mijlociu, în care există o prezență semnificativă a minorității șiite, care poate fi folosită de Iran pentru a-și extinde influența. Acest spațiu de influență pe care Iranul vrea să-l acopere merge de la Marea Mediterană, Libia și Siria, dar și Palestina, implicând astfel și Israelul, până la Khorasan, Afganistan și Pakistan, inclusiv Yemenul, ca un pumnal în spatele Arabiei Saudite. Bine, bine, veți spune, dar relațiile între Iran și Riad s-au normalizat. China a facilitat un acord între Iran și Arabia Saudită de restabilire a legăturilor diplomatice la începutul lunii martie 2023. În ciuda faptului că aceste negocieri nu sunt mai mult decât un simplu început, întrebarea este cât de bine își pot normaliza relațiile Arabia Saudită și Iran. Ce asigurări va oferi China în caz în care una dintre părți încalcă contractul? Totuși, diferențele între cele două sunt vizibile. În final, numai un cuvânt despre Turcia. Din cauza conflictelor în desfășurare sau a situațiilor post-conflict în care este implicată Turcia, Siria, Irak, Sudan și Libia, extinderea influenței turce în Orientul Mijlociu sub Recep Tayyip Erdogan reprezintă un neo-otomanism și ca atare o amenințare de securitate la adresa regiunii. Fostul șef al Mossad, Yossi Cohen, a fost de acord cu această afirmație încă din 2020. Turcia a recunoscut statul Israel în 1949, prin primul stat cu majoritate musulmană care a făcut acest lucru. Ei au întreținut chiar și o populare militară, strategică și diplomatică. Cu toate acestea, în ultimul deceniu, relațiile între Israel și Turcia au fost marcate simultan de competiție și cooperare. Conflictele diplomatice dintre Israel și Turcia au început pe 14 mai 2018, când președintele Donald Trump a declarat Ierusalimul capitala Israelului. Erdogan spune că numai intervenția lui poate opri războiul din Gaza. Comentariile par să marcheze revenirea diplomației zgomotoase a lui Erdogan după o perioadă relativă de moderare de la alegerea sa la președinție anul trecut. La fel ca mulți lideri politici turci înaintea lui, Erdogan se gândește la viitorul strategic al Turciei în contextul a ceea ce el vede o ordine globală multipolară în curs de dezvoltare. Liderii turci au crezut de mult că țara lor este destinată să devină o mare putere în lumea post-război rece, iar eforturile lui Erdogan de a juca un rol mai important pe scena mondială ar trebui privite în această lumină. În acest sens, el este mai puțin o rupere față de ambițiile turcești din ultimele 4 decenii decât o accelerare a acestor. Dar vom mai discuta despre rolul Turciei în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut!